Este frumoasă. Se desparte de noi atunci când Tatăl Cel Ceresc a hotărât să o cheme la El. Sufletul e nemântat. Tatăl Cel Ceresc, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, îi cheamă sufletul acum, la odihnă, în Împărăția Cerului. Trupul se va duce spre odihnă, la dormitor, adică la cimitir. Asta înseamnă cimitir. În limba greacă, chinisis înseamnă adormire, deci cimitir înseamnă dormitor. Acolo toți dorm, somnul în așteptarea învierii. Se va așeza la odihnă, după o viață de muncă, de trudă, de rugăciune, de răbdare, de speranță, de dragoste, de credință.